Consider că Republica Moldova a făcut un asalt destul de mare. Acest asalt de 12 ori în producerea energiei alternative înseamnă încă o dată că Republica Moldova dorește să atingă obiectivele propuse 20-20-20. Vorbim de reducerea consumului energetic cu 20%, vorbim de reducerea emisiilor de CO2 cu 20% emisiilor cu efect de seră și vorbim de eficiență energetică cu 20%.